de brașoveni aflați în acest weekend în Piața Sfatului s-au bucurat de un concert inedit susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Brașov, The Sound of Music. Concertul a fost condus de Ovidiu Dan Chirilă, acesta fiind dirijor permanent al Filarmonicii. Eu atâta pot să vă spun din istoria concertelor în piața publică, că în 2002 a venit HVB Bank la Filarmonică, eram director atunci, și am făcut primul concert aici, primul concert în Piața Sfatului din Brașov, s-a făcut fără copertine, fără nimic, pur și simplu concert plătit de HVB Bank. Și de atunci a început această tradiție. Cei aflați în Piața Sfatului s-au putut bucura de prezența renumitului violonist Florin Ionescu Galați, solistul invitat în concert. Este o imagine extrem de favorabilă pentru Filarmonică și cred că în fiecare sfârșit de stagiune și început de stagiune ar fi bine ca instituțiile de bază culturale ale Brașovului să aibă câte un spectacol de genul ăsta pentru mai puțini iubitorii de săl de concerte. Sunt foarte mulți care vin cu telefoanele și vorbesc la rândul lor despre acest eveniment. Ceea ce este un lucru favorabil. Vă pup, vă iubesc și sperăm să ne vedem cât de curând. Super fan, ca de obicei. Am ajuns un pic mai întârziu. Dar e frumos. Super, super. Atmosfera e foarte relaxantă. Eu sunt înspre sfera rock, dar îmi place și muzica clasică. Foarte relaxant și apreciez inițiativa Brașovului de a face asemenea spectacole. Este o atmosferă foarte plăcută, cred eu. E un eveniment pe care brașovenii îl așteaptă în fiecare an. Ne face plăcere să fim aici și felicităm Filarmonica Brașov pentru acest eveniment.